Hei salut, aici Mr. Cafiken, bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Multiplayer, bă, suntem aici cu elicopterul. Um, stați puțin să vedem ce vorbește pe aici nenea lawyer. Facem aici quest de... Um, a, da, facem aici quest ăsta. Astăzi am fost un băiat bun, am fost un intermediar, cum, cum ar fi, adică nu chiar intermediar. Am dat o adică domnul lawyer aici de față a avut încredere în mine să-mi dea buletul lui să-i o culoare Hayden. Bine, la, la, n-am avut uh, gen uh, dacă filmam probabil nu am bani sau nu știu, dar uh, cum am doar povestesc așa, pentru că m-a speriat domnul ăla, bine, oricum nu se uite nimeni la mine, dar așa ca idee, adică până la urmă i-am cumpărat uh, energiaul practic să spunem așa în termeni teoretici. I-am energie, i-am cumpărat buletul pe un dolar, așa se face, l-am ținut practic la mine aproximativ 30 de secunde și nu mi-a plăcut practic cum a fost și am pus o coloare Haydn și apoi i am dat cadoul lui, cam asta s-a întâmplat. Bun, astăzi filmez în acea zi în care... În care... Uh, în care postez cum ar veni și cred că nu știu dacă este prima zi, dar, dar printre primele zile în care fac chestia asta, în care postez în acea zi, cred că adică, sper să postez în acea zi, pentru că dacă nu postez în acea zi, e nasol. Am filmat înainte gen vreo 5 minute sau așa și ap apoi el mi-a... El mi-a zis dacă pot să ajut nebunii și mecherii și la oricum nu aveam ce face cu Haydenul la până la urmă, adică nu stricam eu haide pe clover. Până la urmă, -am, clover e o mașină de shot, Oricum o să mai iau gen chestii. Bă, astăzi am. așa, nu neapărat niște noutăți. niște update-uri. În primul rând am făcut. Uh, am, făcut am primit uh, rang 4 în. Uh, în asta, în uh, paramedic. Am, oh, ok. Am înțeles. Am primit rang 4 în uh, parametri departament la Sventuras. Este foarte bine. Uh, dacă v-ați uitat pe live, că l-am făcut... Uh, uh, Chiar bă, e o, e, o zbâtă, e o zbâtă, la chestiile astea cu preț. Mă, că nu pot să urc. Fa așa. Uh, bun, o, opa, o, o scutura ceva. Bun, uh, stați, ce am vrut să spun. Deci am punctele, am rubine. Dacă mi-ar da, la, când termin quest pentru că tot așa mi-a dat, uh, mi-a dat înainte, deja am terminat questul. Și mi-a dat 39 de rubine. Și acum am 97, deci dacă mi-ar da și acum când termin quest-ul, rubine, ar fi perfect. Adică, practic, mi-aș lua un iPhone, adică na. Eu asta mi-am propus de când m-am jucat pe server, nu că, bine, că și sărac, oarecum, într-un mare, mare, care fel. Adică, n-am mai bine fac cu banii altceva, mai bine în loc să bag 50 de lei într-un joc, pentru care, oricum, până la urmă, e un joc, nu... Ce faci ăsta aici, ah, ok. Uh, până la urmă e un joc, practic. Nu trebuie să, nu știu, decât să-i bag banii în chestia asta. Mai bine, nu știu, băgăm banii în Corsa, în benzină, în mașină, în astea. Și vreau să văd. Am, am, văzut că aici ai șanse de, destul de mare să spice puncte premium mai rapid decât pe alte servere sau asta e părerea mea. Adică pe baghet cât timp am jucat n-am primit nimic nici un punct premium, niciodată nimic, nici la gift, la gift primeam bani. Cred că am primit cel mai, cel mai bun sloturi, atât, dar n-am primit multe chestii. Și vreau să văd dacă pot să îmi achiziționez uh, puncte premium, adică puncte premium, <laughs> să-mi achiziționez un iPhone și probabil un cont premium, dacă, o să ajung chiar până acolo dacă o să joc. Dar eu cred că se poate cu multă voință morții mătii. Vai de pizda să... e clar, e clar, am înțeles. Sper să mai fie gen în viață ăla. Aoleu, te duc la el. Sar. Mi s-a blocat cu parașut. Vă la... sper să nu fi bubuită Aoleo, unde dă Unde te-ai dus, vere? A, ah, uite-l acolo. Vai, vai, mor. Ba, Ama. Oh. Bă, dar prost cu carul, mă. Și acum, cum mă să îl împing eu pe ăsta a, acolo, numai așa că îl uh, ce îmi bag în el, nu știu ce pui mi să-i fac, dau report ce pui mi să fac uh, dacă mă urc în el, am mare șansă, am, am mare, am mare, am mare șanse să nu, da, 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 am înțeles uh, admin, să dacă sunt admin uh, ID Bechir. Am înțeles. Am înțeles. Noi Bechir online. Stai așa, facem noi o, o, un, o schemă cumva. O reușim noi să o scoatem până la capăt. Cum am scos o multe chestii mai grele decât astea. Dați o ții set. pot să scot și căcatul ăsta. Ieși! Yes! Pot să te decurez acum, te rog, măcar un pic? Pot, pot, da, înțeles, pot, sigur. Um. Așa? Stai Cred că o să opresc filmarea și o să încerc să-l scot Sau? Sau? Sunt bun sau nu? Sunt bun? E, e, coffee este bun? Sau? Coffee este prost, hai să vedem O oh, respect Dați un like pentru ce a făcut aici Mr. Coffee Ken a sfidat legile gravitației și fizicii. Este cel mai bun, cum se numește, cel mai bun scoțător de helicoptere din tot orașul Las Venturas. De fapt, dacă am fost prost, că l-am dus așa ca pe... L-am luat ca pe... Am înțeles. Ca pe sacul de cartofi și l-am aruncat acolo în hău. Măcar decât de mai ok, știi, dar bine că am scos-o la capăt până la urmă, cum s-ar zice. Ok, încă un cadou dă, doamne să fie într-un ceas bun, să fie cu surprize, să nu fie ceva complicat. Da, bă, deci m-am trezit acum, gen, de vreo jumătate de oră. Am spus că hai, că filmez ceva. Um, am fost și eu, gen, așa, mai, mai plec și eu pe afară câteodată. De, de exemplu, când plec... Nu știu, plec la 9 seara, bine, acum e, e, la, e fain, nu știu, pentru mine în general, dacă am plecat duminică seara cum ar veni, am fost să mănânc ceva și unde mergeam eu să mănânc, de obicei era plin, stăteai la coadă minim o jumătate de oră, dacă nu mai mult și până îți vinea mâncarea, murea acolo. Acum nu era, erau doi bătrâni, doi oameni sau ceva de genul, nu era nimeni, deci era fain pentru că pentru noi așa, cum mai avem noi vacanță, ăștia cu facultățurile... Nu mai prea merg copiii chiar așa, că să culce una, alta, bine, mi s-a mai întâmplat și mie când mergeam pe afară. Vineam acasă la 3 și trebuia să mă trezesc la... Ah, m-am speriat, când am văzut 100 de spin points, era ceva în capul meu, ce, sai ce, de fapt am luat un caca jumate, hai să mi să dau la spin. Deci... Bun, și mă trezeam gen, dormeam 3, trei, trei ore sau ceva de genul ăsta, trei, maxim 4 și mă trezeam cu o de cap, trebuia să duc la școală, primele două ore nu făceam nimic, era foarte, foarte ciudat. Băi, și dacă vă uitați până acest clip, în acest, acest moment, nu știu dacă o să pun titlul ăla la care mă gândesc eu că o să-l pun, pe care, dar dacă o să-l pun o să fie clickbait, pentru că până la urmă mi-a dat mașina, Adică... Da. Dar nu cred că... Nu, na, nu cred că să mai... Nu. Numai că el a pornit buletul, dar doar atât. Treia să dau mai, mai rapid cum ar veni. Uh, ja, să vedem. Page size 20. Așa, mergeam bine. A, ah, nu, nu, nu. Mă gândeam că gen dacă dau page size 20, gen o să... O să mi se pună mai multe și mai multe nebuni pe acolo. Bă, la spin, deci fii atent, să-mi dea, numai acolo 3 puncte premium, ca la săraci. Deci ca la... Deci să Bine, practic am șanse de, destul de mari să primesc rubine. Pentru că mai am quest zilnice. Și de obicei la quest zilnice cam tot timpul primeam 3 rubine. Deci am 3 quest -uri. Bine, unul este mai complicat. Practic trebuie să mă duc să omor poliției. Dar nu este chiar așa de complicat, că... Până la urmă te duci acolo și faci pac, pac, pac. Dar hai că facem primul quest cu ochelarii. Ar fi, ar fi ceva să facem primul quest cu ochelarii dacă mai avem timp. Adică normal că mai avem timp, putem să facem video de două ore dacă vrem, dar nu, 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 se uită nimeni dacă facem un clip de, de două ore. Bă, și tot asta pe gânduri. Uh, am 205 ore jucate. Bă, îs ceva ore și mă gândeam să aplic la helper. Bă, n-am nicio șansă Proba adică nu știu dacă am vreo șansă să, să iau sau nu helper. Probabil dacă să spunem și dacă sunt când se aleg helperi nu știu exact cum e acolo cu propuneri cu prouri dacă alți helper sau alți admin fac niște șmecherii dar faza e cum probabil sunt mai cunoscut adică din helperi mă cunosc. Bine, nu prea mă cunosc doar doi cred că mă cunosc din helperi. Admin 1 adică cel din clan, dar probabil nu mă cunoaș, nu mă știe, adică în asta chestia. Nu știu exact dacă o să pot să, fin, să, fin, să fiu, să ajung helper sau nu, dar eu totuși probabil nu știu ca astăzi, dar zilele, zilele acestea o să fac o cerere din aia de helper, și când o să se aleagă helperii o să fie totul bine nebunie cum ar veni. Bun, o să-mi dea și la spin point vreo 1 și ceva ca un adică un milion și ceva, să acolo doar așa să-mi să, -mi, să -mi plângă ochii în lacrimi, că n-am puncte premium, sau rubine, tot puncte premium există, de fapt sunt rubine, dar na, nu contează. Hai să vedem, băiatul, cu spinul, hai să vedem ce reușim noi să facem, spin s a blocat. Dar cred că am câștigat, da, cum v-am spus. La, când am dat s-a blocat gen pentru o secundă și am spus gata, o să vezi ce fac acum când dă spine poințuri. Ia să vedem un să. Să mergem la un San Fierro, la un clothing store. Ia, clothing store, where's the clothes? Ah, aici, clothes. Bun, mergem la un clothes din ăla. Doar așa ca chestie. Să vedem care este șmecheria dacă împică dacă îmi pică ceva bun sau nu. <laughs> da Doamne trei rubine bă bă dar nu cer mult, e chiar așa ce este trei rubine la voi. Um, hai că a pus un punct Costi să punem și noi unul doar așa de, de, de șmenărie. Mai am puțin adică mai am vrut 300k bine nu e puțin ca e cam mult și o să iau rank 4 în clan. Adică n-a nu prea fac, nu, nu, nu fac chestia asta pentru, pentru rank sau așa bine, oricum acum sunt rang 3 destul de... Nu, Păi ca, e mai... N Ați trebuie voi care e schema, nu știu, n-am inteles nici ce am spus aici. Ui la asta, bă, bă, merg cum trebuie, bă, bă, Ia să ne țipăm noi aici. Așa. Open the parachute. Așa. Și coborâm noi aici frumos și ne achiziționăm, cred că o pereche de ochelari, dacă am, dacă am calculat bine. Quest. Uh, da. O pereche de ochelari. Uh, bui să Și cumpărăm ăștia. mi au dat 100k. Ești prost. 100k, bă? Bă îmi la 40 de can înainte, intre bă ești nebun, la cap acum 100k Bă e bine Bă e chiar bine Ok uh... Bun, deci cam a fost acest episod în mare parte Sper că v-a plăcut ce am fost, cafea mister, cafea Ken uh, uh, Coffee, prietenul vostru aici așa la, la toate care făceau cu el sump, era să mor Dar nu contează uh... Tagu. <laughs> Așa să zic că ăștia tagu când cineva din clan, adică când îl scoate afară gen pe cineva din clan. Cum uh, welcome tag. Uh, bun. Deci, cum am zis, eu am fost mister de la, Ne revedem la viitoare, papa!